Ne-am reîntors la Secretele Brașovului și vom discuta așa pe început de an despre un lucru cu care sper să continuăm tot anul și anume cu bucuria și puterea de a dărui. Și am alături de mine pe Claudia Stănileț, responsabil de marketing și toată de colectare de fonduri, că e o problemă destul de complicată. Bine ați venit la Secretele Bine v-am Brașovului. găsit și mulțumim pentru invitație. Partea aceasta de momentul în care spunem bucuria darului că își face marketing sună puțin așa. Ne așteptăm de multe ori de la companii să-și facă marketing, să-și facă elemente de publicitate, de la lucruri sau entități care au o activitate comercială. Ei, în ultimii ani cel puțin ne-am obișnuit să vedem cum asociații care reprezintă ceva și au o putere și au un impact în societate au nevoie de partea aceasta de marketing, pentru că așa reușesc să se facă cunoscute, așa reușesc să colecteze fondurile de care au nevoie pentru a impacta mai departe în cadrul grupului țintă. Și cred că, din punctul meu de vedere, aveți un rol primordial acolo în ceea ce înseamnă o asociație și aș vrea să discutăm un pic, fac o paranteză acum, multă lume cunoaște și am mai avut invitați de la Bucuria Darului și sunt mulți oameni care au donat și mulți oameni care s-au alăturat și au donat timpul, nu neapărat banii, pentru activitățile pe care le faceți. Dar știu că aveți câteva acum și aș vrea să ne-o spuneți pe cea care tocmai se încheie într-un fel, pentru că ea înțeleg că o să continue, și să faceți așa o retrospectivă asupra ceea ce ați făcut în anul 2019, dar totodată, bineînțeles, să privim cel puțin către final și către anul acesta, către 2020. Vă rog. Da. Înainte de a începe, dacă tot suntem la început de an, aș vrea să mulțumesc tuturor celor care ne sunt alături, tuturor oamenilor care ne urmăresc și, de fapt, tuturor celor care ne-au dat puterea să continuăm, pentru că indiferent de cât de important este marketingul sau comunicarea, fără oamenii care ne demonstrează că acest slogan pe care noi pur și simplu l-am trăit și îl trăim cu toți împreună, înmulțim bucuria, nu se poate continua. Deci ei sunt foarte importanți pentru noi, așa că le doresc un an nou plin de bucurie, plin de lucruri frumoase și de momente fericite alături de familie. În ceea ce privește proiectul nostru de Îi pierdem, acesta este proiectul pe care practic oarecum s-a finalizat în data de 31 decembrie, el continuă pentru că suma de care noi avem nevoie este necesară pentru achiziția unei mașini de transport. Această mașină este oarecum caleașca noastră, dacă putem să spunem așa, și care sperăm să nu se transforme într-un dovleac, ci sperăm să fie caleașca magică pentru a ajunge la persoanele pe care le vizităm la domiciliu. Sunt oameni care nu pot ajunge la cantină, sunt oameni care au diverse probleme de sănătate, au probleme sufletești, au neputințe și care, dincolo de această masă caldă, se bucură de faptul că noi le trecem pragul, de faptul că ai mei colegi le dau bună ziua și îi întreabă ce mai fac. Acești oameni se leagă de noi și au nevoie ca noi să fim acolo și să le descoperim neputința și să le arătăm cam care sunt direcțiile în care ei ar putea să se îndrume. Pentru că atunci când în viața ta ești doborât și ești apăsat, nu mai știi încotro să iei. Ni se întâmplă și nouă, care teoretic nu avem probleme foarte grave în viața noastră, cu atât mai mult lor. Și atunci avem nevoie în continuare de sprijinul tuturor celor care doresc să ne susțină. Platforma aceasta, nu știu, putem să spunem numele? Platforma? Sigur că da, este platforma Bursa Binelui. Este o platformă unde tranzacțiile online nu sunt comisionate. De aceea este foarte simplu pentru oricine folosește cardul și donează, sau pentru oricine care achiziționează online, să poată dona, dar bineînțeles că donațiile se pot face și la sediul cantinei sau se pot face în contul bancar, fiecare cum dorește.
date pe care le pot găsi și e bine să spunem și asta, unde pe vă pot găsi, nostru. Deci odată site-ul este... Site-ul, da, este site-ul nostru, sunt canalele de comunicare, canalul de Facebook, Instagram-ul, newsletter-ul nostru, pe această cale chiar deci să caute Fundația Bucuria Darului, exact, asta în e principiu, ideea și da. Să găsească. Și vor găsi cu siguranță, da, toate informațiile de care au nevoie pentru a ne ajuta. Ați reușit să colectați ceva bani până la finalul anului 2019? Da, acest împreună înmulțim bucuria a prins nu doar viață, deci a fost demonstrat într-un sens care ne-a impresionat de-a dreptul. Oamenii nu doar că au donat, dar s-au mobilizat în 4 zile într-un ritm impresionant. Și este minunat, da? Dar în data de 6 decembrie vom afla rezultatul și vom vedea exact dintre tranzacții câte au fost aprobate, ce anume s-a 6 reușit. Ianuarie. În ianuarie, în 6 ianuarie, ianuarie da. Așa, da. În 6 ianuarie vom afla, da. Bun, deci practic mai un pic și o să se vadă exact ce și cum, dar ăsta este numai unul din proiectele pe da. Care dumneavoastră le derulați, pe care Fundația Bucuria Darului le derulează. Acum, lumea, ca să înțeleagă, este un pic dificil să te deplasezi și cu lucruri, și cu haine, și cu oameni, și cu produse, și cu așa mai departe. Este foarte dificil, am putea cu spune. Cu autobuzul sau cu troleibuzul sau așa mai departe. De aceea o mașină, mie mi se pare, acum fac o paranteză așa, nu știu, că cu siguranță dumneavoastră cunoașteți cum lucrează și alte fundații sau alte asociații caritabile din Anglia, să spunem, la un exemplu. Acolo le-am văzut eu poate mai bine în lucru și au un sistem bine pus la punct. Acolo stăteam și îmi fac o retrospectivă așa și încerc și mă gândesc, nici măcar nu se pune problema ca o fundație sau asociație care donează să nu aibă o mașină, nu care una. Are mai multe, dar și de regulă sunt parteneriate între dealeri de mașini sau producători de mașini și cei, dar probabil că acolo este și un alt nivel financiar, probabil că acolo este și un alt nivel de conștientizare social, ne îndreptăm și noi către asta, adică mie da. Mi se pare oarecum, dacă mă întrebați pe mine, mi se pare destul de trist ca într-un oraș de frunte al României, ca Brașovul, că nu putem să spunem că Brașovul nu este un oraș civilizat din punctul meu de vedere, e poate clar cel mai frumos oraș din România și cu oameni de o calitate superioară, aș spune eu, din punct de vedere moral, evident. Mi se pare destul de trist să ne gândim că una din asociațiile clar de prim rang ale Brașovului face un apel la întreaga societate pentru a reuși să găsească o mașină. E o părere personală. Da. Să știți că până a ajunge aici au fost foarte multe încercări. Sunt Acest convins. Proiect a pornit după mai multe încercări. Am contactat în principiu și dealeri, am contactat în principiu și fundații ale producătorilor din industria auto. Nu s-au legat lucrurile. Cred că asta este ceea ce aș putea spune. Nu s-au potrivit, nu au rezonat cu cauza, nu a fost momentul potrivit. Nu s-a putut și tocmai de aceea am ajuns să facem apel la comunitate și eu sunt convinsă că vom reuși să schimbăm dovleacul nostru și să-l transformăm în calea și ca fermecată. Așa să fie, dar totuși eu zic că fiind început de an și poate oamenii vin mai relaxați acum, cei care construiesc mașini, dealerii și cei care comercializează la început de an, poate văd totuși acest mesaj, acest semnal și mie personal mi se pare o zonă extraordinar de frumoasă de a-ți face atât marketing, că vorbim da. De marketing, tu ca și producător, de că bănuiesc că nu vă trebuie niciun camion și nicio mașină care costă sute de mii de euro. Vă trebuie o mașină relativ 3-4, simplă. De 3-4, chiar vorbise mai devreme colegul meu și mi-a confirmat, 3-4 metri cubi pentru marfă. Exact. Care va trebui, bineînțeles, carosată, cu toate autorizațiile pentru a transporta alimentele, dar nu ne interesează acum să fie Mercedes, să scrie pe ea. Da, nu avem voie să spunem. Nu avem voie da. Să spunem. Bun. Haideți să revenim acum. Ăsta e proiectul și înțeleg că el o să își urmeze cursul. Luni, o să vedeți da. Câți bani a strâns în 6 ianuarie, după care, pe măsură ce o să înaintați, o să mai o să strângeți comunicăm bani. Oricum, și chiar sunt curios cât o să comunicați și o să fim aproape de dumneavoastră să vedem cam care este situația. Aș merge mai departe, pentru că știu că nu este singurul proiect și haideți da. Să ne uităm un pic la ca retrospectivă, la ce ați mai făcut în 2019. Și după aceea să vorbim și de planul de viitor. Da, un proiect foarte frumos,
care s-a încheiat în luna decembrie, este proiectul Împreună Încălzim Suflete. Este un proiect unde, la propriu, oferim căldură. Este destul de greu pentru mulți dintre noi să realizăm că această căldură nu se reglează din termostatul de la centrală pentru toată lumea. Și că mai ales în zona rurală, deși și în Brașov, sunt familii care nu doar că trăiesc în frig, se luptă cu frigul, dar chiar trăiesc cu gheață pe pereți. Îmi spuneau colegii mei că au fost la cineva acum un an de zile, unde au văzut că este nevoie de a se oferi o sobă și a fi ajutați cu o sobă, unde era mai frig în casă decât afară. Și atunci, pentru că acesta este, până la urmă, modul în care Fundația Bucuria Darului a crescut, modul în care noi ne-am aplecat asupra nevoilor identificate, nevoilor pe care oamenii ajutați le au. Am pornit acest proiect prin a oferi sobe, lemne și în același timp ne-am dat seama că cei aproape 900 de copii alături de care noi suntem nu au toți mănușele, căciuli, ghetuțe de iarnă, geci de iarnă și pe lângă aceste cadouri de Moș Crăciun pe care de obicei toată lumea este cât mai dornic să le ofere, ne-am dorit să comunicăm oamenilor care ne ajută și să înțeleagă nevoia unei perechi de ghetuțe, o ghetuță impermeabilă care mai ales în zona rurală îi protejează piciorușele unui copil și a fost foarte bine. Oamenii au răspuns pozitiv, lucrurile s-au așezat, aproape 900-800 de copii au primit toți ghetuțe, gecuțe, o parte dintre ei și bineînțeles că cam 35 de familii au primit sobe și lemne, ceea ce este îmbucurător. Număr destul de mare, aș spune, pentru... Da. Și acest lucru a fost posibil și chiar aș vrea să mulțumesc pe această cale tuturor celor care au fost purtătorii noștri de cuvânt în comunitate, pentru că am avut companii, am avut oameni din companii care la locul de muncă au organizat un târg de prăjituri, care și-au cedat Secret Santa, ceea ce e foarte frumos. În loc să tragă fiecare numele colegului, au tras numele unui copil pentru care au pregătit ghetuțele și cadourile de iarnă. Fără ei nu s-ar fi putut acest lucru realiza. O întrebare vis-a-vis de numărul de oameni. Este în creștere? Cum este numărul de oameni, nu știu, care, să spunem, v-au susținut acum un an? Este în creștere. Este în creștere. Oamenii realizează că cifrele acestea, 800 de copii, 900 de copii, 800 de familii în cele 20 de sate, nu pot fi duse de către fundație fără ei. Și noi când am spus că în toamnă am reușit să pregătim 800 de copii, să-i pregătim în sensul că au mers la școală cu ghiozdan, cu rechizite, o parte dintre ei cu un training sau cu Adidas în picioare, nu am reușit singuri, ci am reușit pentru că fiecare om care s-a responsabilizat, aș putea spune în ghilimele, a adoptat copilul pe care l-a pregătit la început de an școlar. Și cifrele acestea nu se pot realiza singuri, adică de unele singure. Noi nu avem cum singuri să facem acest lucru. Numai cu ei. Și ei se alătură. Da, oamenii se alătură într-un număr impresionant. Ne dau putere de foarte multe ori. Suntem și noi obosiți și simțim că suntem copleșiți, dar ne dau putere să continuăm și ne asigură că este drumul bun, este drumul corect de multe ori. Da. Spuneți-mi puțin despre... Cum dau din casă acum și spun că discutam înainte de emisiune despre ceea ce ați mai făcut și despre alte proiecte până să începem și discutam puțin și de partea educativă. Cât de strâns legată este educația până la urmă? Discuția noastră derivase și ajunsese puțin în zona europeană, zona altor țări. Cât de important o vedeți educația în mediile acestea care lucrați dumneavoastră, destul de problematice, să le numim așa? O părere subiectivă, aș putea să spun în primul rând, este că este vitală. O părere obiectivă din cadrul fundației este la fel, vitală. Fără educație, copilașii din aceste familii nu au cum să crească. Și implicit, societatea, forța de muncă, este o roată care se învârte. Și este important, este foarte important. Tocmai de aceea și noi am început să acordăm mai multă atenție și să
gândim proiecte prin care copiii pe care noi îi ajutăm să ajungă un pic mai ușor la informații despre igienă, la informații despre comunicare, despre bullying și în același timp să le și aplice. În sensul că organizăm ateliere și chiar și în zona rurală, unde copiii să învețe despre aceste lucruri și apoi să poată aplica aceste cunoștințe în cadrul unei tabere de educație non-formală. Dar tabăra aceasta, care anul trecut a fost organizată prin intermediul donatorilor de la Brașov Heroes pentru 37-38 de copii, anul viitor, adică anul acesta de fapt, da, se va organiza cu ajutorul unui partener pentru 100 de copii. Ce este interesant la ea este coeziunea care se realizează între copiii din mediile defavorizate social și copiii din familiile cu situație materială bună, aș putea spune. Pentru că părinții care își pot permite plătesc, practic, pentru tabăra aceasta, iar noi asigurăm pentru copiii noștri participarea la tabără. Și atunci, copiii văd cum anume ar trebui să se comporte, să se spele pe dințișori, să-și pună șosețele, să aibă un program de mese și modelele pe care le întâlnesc în tabere îi ajută să realizeze că pot ieși din zona de confort, că pot să-și depășească situația și este foarte important pentru ei acest lucru. Da, foarte interesant. Mărturisesc că fac acum o paralelă. Înainte de emisiune, în urmă cu 2 zile, urmăream un reportaj despre modul cum autoritățile din Viena, faptul că Viena este, cred că câțiva ani la rând votat unul din orașele unde e cel mai bine să trăiești, cel puțin european, dar cred că și la nivel mondial, dacă nu mă înșel, nu vreau să greșesc. Și autoritățile de acolo au creat un sistem prin care ei au devenit mai bine de 40% din populația respectivă a Vienei trăiește în locuințe construite, create și gestionate de către municipalitate. Foarte interesant. Și urmăream un interviu cu cineva de acolo care povestea faptul că făcând aceste lucruri nu se creează cartiere cu diferențe foarte mari. Pentru că ei gestionează și pragul de chirii, practic sunt cel mai mare dezvoltator imobiliar, să spunem așa, din Viena. Mi s-a părut foarte interesant. Și fac o paralelă acum cu ce se întâmplă și cu ce îmi povestiți dumneavoastră, pentru că ei spuneau așa, nu există districtul 1, 2, 3, 12, exact. Da, e normal să fie un district un pic mai scump, să spunem, e normal, dar nu sunt diferențe ca de la cer la pământ. Adică nu este un copil care să nu aibă nimic, să nu știe cum se spele pe dinți, să nu aibă o șosetă în picioare și unul care să nu știe ce să facă cu cadourile în sensul ăsta. Oamenii sunt puși, aduși să locuiască împreună. Nu există segregare socială din punctul ăsta de vedere. Da, este foarte important și asta am observat și noi. De multe ori îmi spuneau colegii mei care merg mai mult în zona rurală că chiar și acești copilași sunt răutăcioși unii cu ceilalți și este important să primească toți același lucru pentru că nu înțeleg de ce unul primește unul. E normal, până la urmă sunt copii, însă, de exemplu, când dorim să comunicăm o nevoie sau un ajutor pe care l-am primit, se bagiocoresc unii pe ceilalți, adică cei care sunt mai înstăriți din zona rurală îi bagiocoresc pe cei care sunt cu anumite lipsuri și pe care îi ajutăm și chiar copiii se întorc acasă plângând, uite copilul, nu știu care, sau colegul meu a râs de mine pentru că a văzut comunicându-se despre mine și da, este o mare problemă. Aici ne întoarcem din nou la educație și la modul în care ar trebui să ne raportăm noi înșine față de cei din jurul nostru. Da, e o idee minunată. Da, povestiți-ne puțin ce aveți de gând în 2020, cum priviți anul ăsta, ce așteptări aveți de la anul ăsta și ce vreți să faceți. Vrem să înmulțim bucuria, cu siguranță. Ne propunem să reușim să schimbăm această mașinuță care a fost foarte bună și ne-a ajutat până acum, însă este nevoie să o schimbăm. Și urmează în luna martie un proiect frumos prin care abordăm din nou subiectul igienei. Luna martie, cu toții știm, e luna femeilor, luna cadourilor. Însă
poate nu toată lumea realizează că în unele zone sau unele femei, unele familii nu au produsele obișnuite de igienă, cum ar fi o periuță de dinți, cum ar fi o pastă de dinți. Și recunosc, anul trecut nu m-aș fi gândit niciodată că în aceste zone încă se mai spală cu săpun de rufe pe păr. Și m-a impresionat când colega noastră a venit și mi-a spus: cerele celorlalți cu care vorbești, oamenilor cu care vorbești, șampon cu balsam, pentru că fetițele plâng atunci când sunt pieptănate pe păr. Și în luna martie, așa cum spuneam, este acest proiect unde, dincolo de darurile oferite femeilor, vrem să punem un pic accent pe partea aceasta de igienă. Pentru că anul trecut am reușit să oferim și mașini de spălat, pare greu de crezut, dar da, în ziua de astăzi, încă, în Brașov, vin la cantină femei care au răni efectiv la mâini, deci au mâini de dezastru, pentru că ele spală la mână, pentru că nu au o mașină de spălat. Și deși poate părea un bun atât de neimportant, pentru ele este vital. Dacă ai 3-4 copii și mai sunt și mici, sunt și la grădiniță și trebuie mereu să speli hainele, nu vreau să mă gândesc cum este iarna acum. Este greu. Deci un alt proiect pe care îl vom comunica este acesta cu igiena. Urmează pe parcursul anului atelierele de educație pentru copii și taberele pe care le desfășurăm în perioada de vară. În septembrie, de fapt în august septembrie, pregătim copiii pentru școală și încurajăm să frecventeze școala, urmărim atât cât putem și încercăm cei care au abandonat să fie reînscriși la șansa a doua, pentru că este important să nu abandoneze școala. Și mi-am adus acum aminte că în noiembrie am avut un proiect foarte frumos, nu știu anul acesta când anume va fi calendaristic situat, dar Cina cu Folos a fost un proiect foarte frumos, unde din nou comunitatea ne-a susținut impresionant, au fost 500 de oameni care au venit să ne susțină, în condițiile în care șefii bucătari, 12 șefi bucătari, au gătit preparate, bineînțeles, delicioase. Și oamenii au știut că prin participarea la eveniment și prin, bineînțeles, degustarea acestor meniuri, au susținut prânzul oamenilor pe care noi îi ajutăm. Cu siguranță se va întâmpla și anul acesta, nu știu exact când încă, dar este un proiect prin care din nou strângem rândurile, strângem forțele și strângem fonduri pentru Cantina Mulțumesc, care e până la urmă proiectul de bază al fundației. Și urmează decembrie din nou, unde ne luptăm cu frigul, și vine acum în minte o frază care m-a impresionat foarte mult și chiar așa este, nu m-am gândit niciodată. Frigul chiar este uneori un inamic. Dacă nu ai o căciulă, o mănușă, o geacă groasă, nu ai, ești neputincios în fața frigului. Frigul are putere, da, frigul chiar este viu și ar trebui poate să ne gândim un pic la lucrul ăsta, pentru că unii oameni se luptă cu el. Se luptă cu forța lui și dacă nu au căldură, dacă nu au sebă, dacă nu au lemne, nu pot face față, nu pot trece. Da, cred că numai atunci când treci prin așa ceva poți să-ți dai seama de adevăratelea. Cu ani în urmă am fost și eu într-un proiect de genul acesta și, apropo de cei care nu aveau papuci, de fapt asta era ideea, și am stat afară vreo un sfert de oră, așa la minus 4 grade și... Atunci ai înțeles ce înseamnă frigul. Să ai papuci și ce înseamnă să n-ai papuci. Să da. Ai, așa, în momentul în care te încalți și ți-e normal și ai 5 perechi acolo, nici nu te gândești că alții s-ar putea să aibă probleme. Bun, foarte repede a trecut timpul pe care îl avem alocat pentru această emisiune. Eu vă mulțumesc mult pentru prezența la Secretele Brașovului. Nu cred că ați spus secrete, ați spus multe lucruri... De care, și aș mai face un apel acum în încheiere la cei care văd această emisiune și cei care știu cum să ajungă la dumneavoastră, să tasteze Fundația Bucuria Darului, practic, pe orice motor de căutare, exact. Vă vor găsi, poate să vină la sediul la dumneavoastră, poate să doneze, există și contul online, am văzut că se poate face. Și cu ocazia asta, dar eu cred că ar fi interesant să vină la dumneavoastră, să vadă ce se întâmplă acolo. Eu am fost și... Odată ce te duci acolo, realizezi cam la ce nivel și ce se întâmplă și cred că atunci ești convins
de ce trebuie da, să dăruiești. Îmi spunea un domn tot așa care venise pentru prima dată la noi și am încercat să-i povestesc câte un pic din ce facem noi. Spune, voi sunteți un adevărat univers. Și da, suntem un pic din univers, din universul bucuria darului. Dar este minunat, da, când oamenii vin, ne trec pragul și realizează într-adevăr ce dorim, ce încercăm de fapt să facem și cum încercăm să-i ajutăm pe acești oameni, pentru că ei sunt în jurul nostru, nu-i vedem, nu-i realizăm pentru că nu interacționăm cu ei, pentru că nu ne gândim că în spatele omului pe care îl vedem există niște traume, există niște povești de viață impresionante. Dar da, cum se spune în modern, acum nu sunt în bula noastră. Da, așa este. Sunt apropo altele, de asta, da. Și poate că încheiem, ar fi interesant de spus, am precizat de fapt că Bucuria Darului este un proiect care a pornit, s-a învârtit în funcție de nevoile identificate. Și nu știu câte persoane știu, faptul că la noi, la cantină, când s-a deschis, nu veneau persoanele fără adăpost. Și ne-am gândit, oare de ce nu vin? Pentru că ele chiar sunt persoanele care nu se bucură de o masă caldă pe parcursul unei zile. Am mers pe stradă cu caserola de mâncare caldă și le-am spus, uite, știți, există acest proiect, există acest loc unde puteți veni, stați la căldură, puteți să mâncați. Și nu veneau, cu toate astea nu veneau. Foarte târziu ne-au spus, de fapt, motivul. Și noi nu l-am realizat, așa, în bula noastră, nu știam. Până nu ne-a spus un bătrânel, ne este rușine. De ce? Pentru că era murdar, pentru că mirosea, pentru că în cantină era foarte curat, pentru că era rușine de ceea ce a trăit, de traumele lui, de greșelile pe care le-a făcut. Nu se simțea în lumea lui, asta era. Exact. Și așa, de fapt, ne-am dat seama că pentru a ajunge ca omul să se bucure de o masă caldă, el trebuie să beneficieze de un loc unde să se spele, unde să-și schimbe hainele, unde să spele hainele și așa, de fapt, a luat naștere centrul de zi pentru persoanele fără adăpost, care este exact lângă noi. Deci din aproape în aproape, ieșind un pic din bula noastră, reușim să facem. Asta să le recomandăm și oamenilor să facă atunci. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi pentru invitație! Oameni buni, atâta pentru prima parte și pentru a doua parte și pentru prima emisiune la Secretele Brașovului. Să aveți un an așa cum vi-l doriți, numai de bine!